Doamnelor și domnilor, bună seara! Vă spunem bine ați venit la tradiționala gală de Revelion a Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Vă mulțumim că ați ales să petreceți sfârșitul acestui an în compania Operei Naționale, gazda evenimentului festiv cu participarea soliștilor, orchestrei și corului Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, la pupitru dirijoral Nicolae Dohotaru, artist al poporului. Atmosfera de sărbătoare va fi întregită de fragmente din opere, operete, arii, duete populare din repertoriul clasic mondial, dar și contemporan. În continuarea programului din această seară vom asculta două fragmente din îndrăgita operetă Liliacul de Johann Strauss. Este vorba despre Ah, ce bal! Interpretează corul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, prim maestru de cor Oleg Constantinov, maestru în artă. Și cupletele lui Orlovski, în interpretarea lui Petru Racoviță, artist al poporului. Audiție plăcută! Petru Racoviță.
Doamnelor și domnilor, programul Gale de Revelion continuă cu două superbe fragmente muzicale. Este vorba de Habanera din opera Carmen, în interpretarea mezzosopranei Tatiana Busuioc, maestru în artă, și corul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Urmat de un pasional duet din minunata operă bufă Don Pasquale, interpretată de soprana Lilia Șolomei, artista poporului, și baritonul Vitalie Cebotari. Thank you.
Adrian Buzuioc și corul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Brava,
bocca stretta, stretta. Ma incoriamo al gran cimento, pieno cuore, pieno cuore, tardimento, la saeta fra noi molto sentiremo a discoviar. A quella vecchia bella vista questa, c'è la vista questa, a quella bella vista questa, volta la girar, a quella vecchia bella vista questa, volta la girar, a quella vecchia bella vista questa, volta la girar. Lilia Șolomei și Vitalie Cebotari. Vom asculta în continuare o arie din celebra operă Vecerniile Siciliene, în interpretarea sopranei Cristina Gonciarova și a corului Teatrului Național de Operă și Balet. Și alte două fragmente la fel de cunoscute și îndrăgite. Cavatina lui Figaro în prezentarea baritonului Veaceslav Timof, de artist emerit, și aria Doretei interpretează soprana Anastasia Kushnir. Thank you.
Cristina Gonciarova. Corul Operei Naționale. La 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 la
Veaceslav Timofti. Anastasia Kushnir. Doamnelor și domnilor, în continuarea programului artistic va răsuna un fragment exotic și sugestiv din opera Samson și Dalila, prezentat de Orchestra Operei Naționale. De asemenea, vom fi martorii unui excepțional moment artistic prezentat de basul Alexei Botnarciuc. Savurați-le cu plăcere! Thank you.
Orchestra Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, dirijor Nicolae Dohotaru. Il mio scelto orribile, ho contratto.
o condrà la sua tenzon, o condrà la sua tenzon, o condrà la sua tenzon, e sul sol, e sul sol, e sul sol. Alexei Botnarciuc. Vom asculta în cele ce urmează un fragment din opereta Voievodul Țiganilor, operetă care se remarcă prin exotism și o notă romantică deosebită, gustate de public și astăzi. Valoarea muzicii lui Johann Strauss situează opereta Voievodul Țiganilor între capodoperele genului. După care vom audia o arie din opera Lucreția Borgia de Gaetano Donizetti, prezentată de mezzosoprana Lilia Istrati și corul Operei Naționale, urmată de aria lui Mr. X din întregita operetă Prințesa Circului, în interpretarea baritonului Vitalie Maciunski, artist emerit. Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu.
Istratii. Corul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Я сверкаю.
Vitalie Maciunski. Doamnelor și domnilor, în cele ce urmează vom savura Farandola din suita numărul 2 de Georges Bizet în interpretarea Orchestrei Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Urmată de un veritabil deliciu teatral din opera Fica Regimentului, lucrare considerată o bijuterie a genului bel canto, în interpretarea sopranei Ana Cernicova și a corului Operei Naționale. Orchestra Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Dirijor Nicolae Dohotaru. Oh!
Ana Cernicova. Programul festival acestei seri continuă cu o canțonetă celebră din repertoriul compozitorului italian Ernesto De Curtis. Interpretează tenorul Dumitru Mâțu, artist emerit. Vom asculta în această seară și un cântec tradițional spaniol care ne va face sângele să fiarbă în interpretarea lui Andrei Iurcu. Dumitru Mâțu.
Orchestra Operei Naționale, la trompetă Andrei Iurcu. Doamnelor și domnilor, într-o extraordinară seară muzicală precum este această gală, era firesc să se regăsească în program o sărbătorească și pasională tarantela napolitană. Interpretează tenorul Ion Timofti, maestru în artă. Ulterior vom evada din coloritul napolitan pentru un scurt popas în atmosfera cabaretului unguresc, pentru că vom asculta un fragment din opereta Silvia, prințesa Ciardașului, prezentată de Marina Dobrescu și corul Operei Naționale. Vă dorim audiție plăcută în continuare! Ion Timofti. Oh!
Marina Dobrescu și corul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Dragi spectatori, în continuarea acestui extraordinar spectacol, vom asculta o selecție muzicală din albumul Medley, în care au fost incluse melodii celebre din repertoriul universal, în interpretarea celor trei mari tenori ai lumii, Luciano Pavarotti, José Carreras și Plácido Domingo, reuniți sub bagheta prietenului lor, dirijorul Zubin Mehta. Vă propunem spre audiție fragmente din acest faimos album prezentate de tenorii Teatrului Național de Operă și Balet, Ion Timofti, Dumitru Mâțu și Victor Navițchi. No!
confronti a te. Dumitru Mâțu, Victor Navițchi. Ați ales să petreceți această seară alături de noi și vă așteptăm cu drag la Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu și în anul care vine. Astăzi au cântat pentru noi, creând o atmosferă de sărbătoare și o ambianță plăcută, soliștii Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, care într-adevăr merită pe deplin aplauzele dumneavoastră. Petru Racoviță, Tatiana Busuioc, Vitalie Cebotari, Lilia Șolomei, Cristina Gonciarova, Veaceaslav Timofti, Anastasia Cușnir, Alexei Botnarciuc, Lilia Istrati, Vitalie Maciunski, Ana Cernicova, Dumitru Mâțu, Andrei Iurcu, Ion Timofti, Marina Dobrescu, Victor Navițchi. Reușita acestui concert o datorăm în egală măsură întregului personal de creație implicat în organizarea și desfășurarea evenimentului. Nicolae Dohotaru, artist al poporului, director muzical al Galei de Revelion. Prim-maestrului de cor Oleg Constantinov, maestru în artă. Concertmaestrului Olga Vlaicu, maestru în artă. Maestru de concert Natalia Dragoș. Regie Aglaia Mudrea Popescu. Scenografie Iurie Matei, artist al poporului. Director general al Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, domnul Ion Grosu, om emerit. Gazdele dumneavoastră în această seară au fost Roxana Caraiman și Victor Nofit. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție și vă așteptăm, așa cum am spus, și anul viitor la Teatrul Național de Operă și Balet. Doamnelor și domnilor, la mulți ani!
din 10 ianuarie, o nouă grilă la Moldova 1.